Surpriză de proporții privind lotul pe care West Ham United l-a deplasat în România pentru returul cu Astra. Slaven Bilic a hotărât ca niciun titular din meciul tur să nu facă deplasarea, ceea ce este comentat ca fiind o șansă uriașă pentru Astra, în fața unei echipe cu fotbaliști foarte tineri cu media de vârstă 21-22 de ani. Bilic a adus la București un singur jucător care a jucat săptămâna trecută partida de pe balling ground. În rest, în lotul pregătit pentru returul de astăzi, sunt jucători care de obicei sunt rezerve și mai mulți fotbaliști foarte tineri de la echipa a doua. Motivul menajerii titular Gunnerilor ține de partida de duminică, când West Ham debutează un noul sezon de Premier League pe terenul lui Arsenal și Slaven Bilic a ales să-și absolut toți jucătorii valoroși, considerând mult mai important acel meci decât returul cu Astra. West Ham s-a antrenat aseară la Chiajna, preferând să facă antrenamentul oficial cât mai aproape de București și nu pe stadionul din Giurgiu. Mai multe amănunte despre partida din această seară puteți urmări începând cu orele 19 și 45 de minute. La o nouă ediție a emisiunii Giurgiu, înainte de toate, într-o dezbatere despre fotbal în care sunt invitați comentatori membri ai galeriei Astra și fostul nostru internațional Narcis Coman.